Bună ziua, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la emisiunea Tanor Cultural, pe care o desfășurăm astăzi în prezența unui foarte drag și prețuit invitat al nostru, al Universității din Iași și nu doar a Universității Alexandru Ioan Cuza, ci și a celei de arte și a mai multor instituții. Este vorba de domnul profesor Jean-Paul de Rombl, profesor la Universitatea din Lille, din Franța, și în același timp istoric al artei, filozof și teolog, specialist în iconografia medievală, vicepreședinte al Centrului Internațional al Vitraliului. Domnia sa vine la Iași de aproape 10 ani, s-a îndrăgostit de orașul nostru, de universitatea și de studenții noștri. Desfășoară o serie de cursuri, proiecte, activități și împreună cu noi și cu Universitatea de Arte în jurul, în primul rând, în jurul luminii și al vitraliilor catedralelor. De altfel, majoritatea lucrărilor domniei sale, care sunt foarte cunoscute și reputate în spațiul francofon și nu numai, tratează acest subiect special și misterios încă pentru mulți dintre noi. Voi cita doar câteva dintre ele, cele mai recente: Voyage au Moyen-Âge à travers les vitraux de Chartres, deci Călătorie în Evul Mediu prin vitraliile catedralei din Chartres, o lucrare în 2004, o alta, Lumière contemporaine, vitraux du 21e siècle et architecture sacrée, Lumini contemporane, vitralii din secolul 21 și arhitectura sacră, La grâce d'une catedrale, Chartres, Grația unei catedrale, Chartres, un volum superb din 2013, și cea mai recentă publicație, Jésus selon Matthieu, Iisus după Matei, după Evanghelia după Matei, o lucrare care a apărut de câteva săptămâni în 2017. Deci. Alors, monsieur Jean-Paul de Rombl, soyez le bienvenu à Iași. Merci. Nous sommes ravis de vous avoir à nouveau avec nous, auprès de nous, à l'occasion du colloque de la francophonie qui s'est déroulé la semaine dernière, mais aussi à toutes les autres occasions qui vous font venir à Iași et parler avec nous et travailler avec nous. Bine ați venit la Iași, vă mulțumim pentru prezență cu ocazia colloquiului francophonie care s-a încheiat săptămâna trecută, dar nu numai, și pentru toate celelalte minunate ocazii de prelegeri și proiecte. Alors, vous vous occupez d'un des plus beaux sujets du monde, non? Les cathédrales, ces véritables contes, légendes, récits en images. Vous occupez de unul din cele mai frumoase subiecte posibile de catedrală, aceste adevărate legende și povești în imagine. C'est un sujet inépuisable et vous avez surtout une fascination pour le travail sur la lumière. Vă fascinează lucrul pe lumină. Alors, tout à fait, c'est vrai que Chartres représente beaucoup pour moi parce que c'est une cathédrale qui est très bien conservée, autant dans l'architecture, la sculpture que le vitrail. Într-adevăr, catedrala din Chartres înseamnă foarte mult pentru mine, fiindcă e foarte bine conservată și în privința construcției, arhitectura, deci și sculptura și vitraliile. Mais évidemment, je ne suis pas qu'à Chartres et je suis sensible à tous les lieux spirituels où la création artistique est majeure. Nu mă ocup însă numai de Chartres, sunt sensibil la toate locurile în care lumina, creația artistică e majoră. Oui? Et je ne peux pas ne pas faire une conjugaison entre les expériences gothiques de France et les expériences des églises saintes de Bucovine, Moldavie, qui présente des programmes iconographiques extraordinaires. Sorin Dumitrescu en a parlé. C'est ce très beau livre sur les programmes iconographiques. Și nu pot să mă împiedic să fac comparația între catedralele gotice și mănăstirile din Bucovina, mănăstirile pictate, programul iconografic fiind pe fond același. D'ailleurs, il y a un point commun entre les deux régions, c'est l'importance des restaurations actuelles qui redonne à ces églises peintes, comme à nos cathédrales, leur lumière et leur brillance d'origine.
Și foarte important în acest sens e și programul de restaurare sau programele pe care le-au cunoscut și într-o parte și în alta, și catedrale gotice și mănăstirile dumneavoastră, restaurarea fiind esențială pentru redarea luminii acestor. Je souhaite évidemment toujours qu'il y ait des rencontres entre les équipes d'interprétation des églises et des images ici d'Orient, de l'église orthodoxe, et aussi donc les programmes et les images des églises d'Occident. Il y a vraiment des comparaisons, des différences, bien sûr, beaucoup. Mais des correspondances aussi, il y a beaucoup. Voilà, și e pasionant când se întâlnesc echipe de interpretare ale programelor iconografice ale mănăstirilor din Bucovina cu cele ale catedralelor gotice. Există, desigur, și diferențe, dar și foarte multe corespondențe. Alors, pour ce qui est de Chartres, l'événement majeur, c'est précisément une campagne de restauration qui dure maintenant depuis presque 40 ans et qui a permis de retrouver la luminosité des vitraux et surtout la luminosité des enduits intérieurs. În ceea ce privește catedrala din Chartres, un program de restaurare extrem de important se desfășoară de 40 de ani deja, e practic terminat, ceea ce a permis redarea atât a luminozității catedralei, a luminozității vitraliilor, dar și a pereților, a materialelor care acoperă pereții pe interior. Alors, il faut revenir à Chartres, bien sûr, parce que la vision qu'on en a aujourd'hui est très différente de celle d'il y a 10 ans, par exemple, où tout était noir et très sombre. Et il n'y avait que les vitraux qui donnaient de la lumière. Lumière tamisée, une lumière très douce et mystérieuse, d'ailleurs. Et mystérieuse, tout à fait. Mm. On peut des fois regretter parce qu'il y avait une ambiance un peu mystérieuse de ténèbres. Oui. Celle qu'on retrouve davantage dans les églises romaines, dans les églises orthodoxes. Mais qui ne correspond pas au projet initial des bâtisseurs. Ar trebui revenit acum la catedrala din Chartres pentru cei care au avut ocazia să o viziteze mai de mult, pentru că până acum câțiva ani era întunecoasă, era acoperită de tot felul de materii cenușii, ori chiar dacă aceasta îi conferea o anumită candoare și lumină tainică înăuntru, doar vitraliile luminau, asta nu corespundea însă programului constructorilor catedralei de acum. Alors, on voit sur ces images en gros plan donc l'état avant donc très sale, très noir. Vedem pe aceste imagini starea dintâi a catedralei, foarte murdară, foarte neagră. Et la restauration qui en fait a permis de retrouver les enduits du XIIIe siècle. Și restaurarea care a permis de fapt regăsirea materialelor de pe ziduri de acum din secolul al XIII-lea. Était toujours là recouvert par d'autres enduits, mais en bon état, qu'il a fallu un peu recharger pour soigner les blessures du temps, et on a redoré. Materialele erau acolo, rămase la fel intacte din secolul al XIII-lea, dar acoperite, desigur, de depunerile timpului. S-au refăcut și structurile aurite, iată o diferență majoră și vizibilă între două etape ale restaurării. On le voit très bien là. On le voit très bien, voilà. On dit, vous savez, que l'art est un chemin privilégié de l'esprit. Et je crois que dans ce que vous venez de montrer, et ce que vous allez nous montrer davantage, on voit très bien ce parcours lumineux de l'esprit à l'intérieur de la cathédrale, mais à l'intérieur de l'être finalement, puisque la cathédrale est la représentation sur terre, en quelque sorte, de notre rencontre avec Dieu. Non? Tout à fait. Alors, les théologiens du Moyen-Âge, comme Saint Bernard, qui n'était pas forcément un amoureux des cathédrales, des moines très austères, mais avec le même projet concernant la lumière. Et il dit, l'air est inondé de lumière. Tout est lumière au point que on devient soi-même lumière. Dacă, așa cum se spune, arta e o cale privilegiată a spiritului, din aceste imagini și din cele care vor urma se vede foarte bine acest parcurs luminos în interiorul catedralei, care de fapt e o reprezentare pe pământ a întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Și cum spunea Sfântul Bernard, care era de altfel un personaj foarte sever și nu prea amator de
artă sau de artă deșanțată, să-i spunem, spunea adesea, mai ales în această catedrală, că aerul este lumină și că în prezența acestei lumini devenim noi înșine lumină. Alors, on peut interpréter les revêtements comme non seulement une fonction technique de protéger la pierre et de finir la construction, mais aussi une fonction spirituelle qui est celle du vêtement de lumière. Revêtement. Revêtement des murs, vêtement de lumière des vitraux. Deci poate fi interpretată aceste materiale care acoperă zidăria catedralei ca pe o îmbrăcăminte, ca pe o haină de lumină, așa cum și vitraliile sunt un voal luminos. Au Moyen-Âge, on insiste beaucoup sur la qualité de ce revêtement qui doit exprimer la fête, le mariage. Il y a un parallèle avec la parabole des invités à la noce. Et on rejette ceux qui n'ont pas revêtu le vêtement de fête. În evul mediu, această îmbrăcăminte a zidurilor avea o însemnătate cu totul deosebită. Se făcea adeseori analogia cu parabola nunții, la care invitații ce nu îmbrăcaseră o haină de sărbătoare, o haină de lumină, erau alungați. Pentru că sărbătoarea este cea a luminii. Il y a un petit détail dans le travail de restauration qui a beaucoup étonné. Iată un detaliu în lucrul restaurării care a mirat foarte mult, a surprins foarte mult. Cette manière de redessiner avec de la chaux blanche des lignes qui évoquent l'appareillage du mur. Această modalitate de a redesena cu var alb pe deasupra îmbrăcăminții zidăriei, această formă a cărămizilor din care era alcătuit zidul, din care este alcătuit zidul. Mais ce dessin d'un appareillage ne correspond pas à l'appareillage réel. Doar că aceste contururi de cărămiz nu corespund cu cele reale din zid. Et donc on l'appelle pourquoi? Pourquoi? Exactement, c'est la bonne question. On l'appelle du coup des faux joints. Et en fait, de mon point de vue, ce sont des vrais joints. Din punctul meu de vedere, de fapt, acestea sunt cele adevărate, cele redesenate cu var alb și nu cele reale ale cărămizilor din zid. Parce que, précisément, il s'agit de montrer l'appareillage idéal. Pentru că e vorba de a arăta o apariție, o îmbrăcăminte chiar ideală. Et on part toute la théorie de la spiritualité liée à la matérialité est dans ce petit détail. Și întreaga teorie a spiritualității în raport cu materialitatea se reflectă în acest mic detaliu. Donc on part évidemment des pierres et de la matérialité physique. Pornim de la piatră și materialitatea fizică. On ne peut rien construire sans ces matériaux extrêmement résistants, mais il ne s'agit pas de les oublier, mais d'évoquer de les transmuter, de les sublimer. De les sublimer pour évoquer l'immatérialité d'un édifice spirituel. Desigur, plecăm de la aceste materiale solide, fără de care nu se poate concepe nicio construcție, dar pornind de la ele, mergem spre o sublimare, spre o strămutare în spiritualitate. Alors, la sensibilité occidentale, je ne sais pas en Orient, mais la sensibilité occidentale souvent préfère retrouver le matériau brut et va décaper ses murs pour faire apparaître les pierres. Sensibilitatea occidentală merge mai departe spre regăsirea materialității brute. De aceea, zidurile vor fi adesea decapate pentru a găsi piatra originară. Mais au Moyen-Âge, on veut habiller cette matérialité brute pour faire apparaître ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. L'esprit. Dar în evul mediu se dorea îmbrăcarea acestei materialități brute, tocmai pentru a face să apară ceea ce nu se vede cu ochiul liber. De sorte que par ce dessin, et c'est la Jérusalem céleste qui descend du ciel et qui se montre sur la terre.
bien sûr, il y a une construction qui part de la terre avec ses pierres qui sont issues de la terre, qui montent vers le ciel. Mais en même temps, il y a quelque chose qui, d'un point de vue spirituel, descend du ciel et ça se rejoint, les Jérusalem célestes, la Jérusalem terrestre. Și în acest mod, Ierusalimul ceresc și Ierusalimul terestru se întâlnesc. Ierusalimul ceresc coboară din înalturi, cel pământesc urcă în întâmpinarea acestuia. Punctul de întâlnire, e ça, c'est le point de jonction? Voilà, une clé de voûte ici, très la clé décorée, de voûte est la rencontre des deux Jérusalem, de toutes ces lignes qui, dans le ciel, vont donner une forme parfaite. Și iată cheia de boltă care, unde se întâlnesc toate aceste linii într-o formă perfectă, dans la forme de l'harmonie universelle, non? On dit que cette forme-là oui, est bleue. C'est effectivement le rond-point du cœur, donc là où toutes les lignes vont concorder dans une grande, dans un beau rayonnement. Toate liniile se întâlnesc aici într-o strălucire, într-o iradiere foarte frumoasă. Je vois là, effectivement, qu'il y a des reflets bleus. D'ailleurs, là, oui. À Chartres, les vitraux donnent une lumière bleutée, même du temps où je l'ai visité la dernière fois, qu'elle n'était pas encore nettoyée. Quand on était au milieu, là, entre les trois rosaces, on se sentait vraiment inondé de bleu. Et ça m'a inévitablement rappelé notre bleu célèbre de Voronezh, puisque vous avez évoqué nos monastères de la Bucovine. Et je pense que dans le programme iconographique, bon, le bleu a plusieurs connotations spirituelles, non, de sensibilité, de lumière divine, d'harmonie universelle. Je crois que même autour de cette couleur, il y a une rencontre particulière, non? Alors, tout à fait, tout va finalement s'exprimer avec les couleurs, et parmi les couleurs, comme vous le dites, la couleur bleue va certainement fasciner et beaucoup plaire. C'est une époque où il y a une évolution du goût. On préfère la couleur bleue à la couleur rouge. La couleur rouge était plus traditionnelle, c'est la couleur des rois. Mais à partir de Louis VII, c'est la couleur bleue qui va s'imposer. Alors, la couleur bleue, c'est une autre aventure psychologique. C'est un autre univers. Într-adevăr, în jurul culorilor se va construi iarăși o mutație psihologică și de mentalitate. Dacă până atunci culoarea roșie era preferată, era mai mult utilizată, deși bleu era culoarea regilor, începând cu primele secole, cu secolele de vârf ale goticului, ale evului mediu, culoarea bleu capătă o importanță cu atât mai cu tot mai mare și spuneam că această catedrală din Chartres, în mod cu totul special, în mijlocul ei, în la intersecția luminilor, când acestea traversează vitraliile, te simți așa copleșit și îmbrăcat din cap până în picioare de albastru, ceea ce desigur amintește și de albastrul nostru de Voronezh și de programul iconografic românesc, pentru că ele au într-adevăr o corespondență. D'un point de vue physique, le bleu est beaucoup plus puissant du point de vue luminosité que le rouge. Din punct de vedere fizic concret, albastrul e mult mai puternic decât roșu ca luminozitate. Quand on développe des photos dans un laboratoire photo à l'ancienne avec les produits chimiques, la lumière rouge n'impressionne pas la pellicule. În laboratoarele fotografice tradiționale, când se developau fotografiile, lumina roșie nu impresiona pelicula. La lumière bleue est certainement la plus ancienne lumière, la première lumière cosmique. În timp ce lumina albastră, da, e de fapt cea mai veche, prima lumină cosmică. Elle a cette particularité d'offrir une transparence. Are această particularitate deosebită de a fi transparentă, de a oferi transparență. La couleur bleue ne fait pas écran à la lumière. Et quand on voit le bleu, on n'est pas très loin de la lumière pure. On pourrait penser que c'est le rouge. De la lumière ancrée, comme disent les orthodoxes. Comme on le chante dans les hymnes. Când lumina albastră nu face ecran luminii propriu-zis și când ne apropiem de ea, suntem foarte aproape de acea lumină primă, lumina increată, cum îi spun ortodoxii. Un autre phénomène physique, c'est que dans la multiplicité des couleurs données par les vitraux, c'est la couleur bleue qui s'impose et qui dure le plus longtemps.
În toată multitudinea de culori pe care o propun vitraliile, lumina albastră e cea care se impune și care durează cel mai mult. Et donc on retient l'ambiance bleue. Astfel încât reținem această ambianță bleue. En plus, avec la pollution du temps et les vitraux qui se sont abîmés, il se trouve que les verres bleus ont mieux résisté et sont restés plus translucides que les autres. Și de-a lungul timpului, de altfel de-a lungul secolelor, cu toată murdăria și poluarea adunate, s-a constatat că vitraliile, sticla albastră, a rezistat mai bine timpului decât celelalte culori. Tout ça contribue à faire de ce bleu un point de jonction entre la sensibilité et la matérialité. L'immatérialité théologique, la pureté de Dieu. Il se trouve que la couleur permet effectivement à la théologie la plus subtile de s'exprimer. Și astfel această culoare face apropierea și joncțiunea între materialitate și imaterialitate lui Dumnezeu și se pare că în teologie e culoarea care favorizează cel mai bine expresia spiritului. Alors on peut faire une différence entre les bleus, les verts bleus du 12e siècle et les verts bleus du 13e siècle. Sigur, se poate face o diferență între sticla albastră din secolul al XII-lea și cea albastră din secolul al XIII-lea. Parce que le verre bleu du 12e siècle est encore visible à Chartres dans les verrières occidentales et surtout dans la belle verrière. Sticla din secolul al XVII-lea e încă vizibilă, al XII-lea încă vizibilă astăzi la Chartres, în multe dintre vitralii și mai ales în ceea ce se numește la Belle Verrière. Alors ce verre est fabriqué à base de minerai de fer, du cobalt, de minerai métallique. Et ce bleu est beaucoup plus clair que le bleu que l'on fabrique au XIIIe siècle en quantité beaucoup plus industrielle pour vitrer toutes les fenêtres de la cathédrale qui, lui, est fait à base de manganèse. Acest albastru din secolul al XII-lea e făcut pe bază de cobalt și e foarte intens și puternic, pe când în secolul al XIII-lea deja se produce acest albastru de manganez pe scară mai largă, aproape industrială și nu mai are chiar aceeași intensitate. Alors, la fabrication du vitrail, c'est une aventure mystique aussi. Alchimique. Une transformation. C'est une transformation. Fabricarea vitralilor e o adevărată aventură mistică, alchimică, e o transformare. On commence par prendre du sable de rivière, du sable bien blanc et riche en silice, donc le matériau le plus ancien de la planète. Se ia nisip alb de râu, foarte bogat în siliciu, care e materia cea mai veche pe planeta noastră. Alors cette silice, on lui fait subir l'épreuve du feu. Acest siliciu e trecut prin proba focului. Et donc on monte le feu à près de 1000 degrés pour que la silice fonde. Foc care atinge aproape 1000 de grade pentru ca siliciul să se topească. Alors on fait du verre depuis très longtemps, bien sûr, dans l'histoire de l'humanité. Et 1000 degrés, c'est énorme. Se fabrică sticlă de foarte mult timp în istoria umanității și știm că 1000 de grade este enorm. Donc on a une petite astuce chimique qui consiste à abaisser le point de fusion en rajoutant dans ce sable siliceux soit de la potasse, soit de la soude. Și atunci, pentru a fi coborât punctul de fuziune și temperatura, se adaugă în acest siliciu fie potasiu, fie sodiu. Et du coup, la fusion se fait à 800 degrés. Ceea ce coboară fuziunea la circa 800 de grade. Alors la potasse est facile à trouver. Potasiu e ușor de găsit. Dans le sol, ce sont surtout les cendres de fougères, les cendres de hêtre, qui sont très riches en potasse. În sol, resturile de ferici, de copaci sunt bogate în potasiu. Ça donne un verre potassique qui est moins résistant au temps. Dar asta dă o sticlă potasică mai puțin rezistentă timpului. Et on préfère après
des vers soniques qui, eux, ne bougent pratiquement pas. Dar sticla sodică e foarte solidă, e, practic nu se modifică, nu se alterează. Alors après l'épreuve du feu, il y a l'épreuve du souffle. Le souffleur de verre, tous vu ces images, n'importe quel atelier Murano, de verrerie, surtout, avec une canne, on va chercher la matière en fusion et on souffle. Apoi vine rândul suflorului care preia materia în fuziune și suflă pentru a-i da formă. Le souffle donne un ballon, on découpe ce ballon, on l'aplatit, on a un morceau de verre plat. Suflând se obține un balon care este decupat și se obține astfel o bucată de sticlă plată. Alors le résultat c'est comme du cristal, c'est-à-dire une comme on le dit dans l'Apocalypse, une eau solidifiée. Rezultatul e foarte cristalin, e ca o apă solidificată. Donc les quatre éléments qui constituent notre terre, un peu comme Bachar le raconte, oui. La terre, le rêve et le songe, l'air et l'eau. Toate cele patru elemente care constituie planeta noastră, evocate și de Bachar, se regăsesc în această construcție. Episcopale d'alchimie, vous savez sans doute que Fulcanelli a écrit sur le mystère des cathédrales, et lui il parlait de la symbolique alchimique de la pierre. Mais là vous parlez de l'alchimie du verre. Du verre, voilà. Mais évidemment le verre est un matériau qui fascine plus encore que la pierre, parce qu'il permet le passage de la lumière à travers. La pierre fait écran. La lumière. On peut éclairer la pierre, mais de l'autre côté de la pierre, la lumière ne passe pas. Alors que dans le verre, la lumière passe à travers un matériau très solide, hein, qui résiste à des milliers d'années, qui résiste à la pluie, qui résiste au vent, mais qui n'empêche pas la lumière de passer. S'écouler. Fulcanelli vorbea în Misterul Catedralor de o simbolistică alchimică a pietrei. Dumnealui vorbește de alchimia sticlei și spune că e mult mai fascinantă sticla până la urmă decât piatra, pentru că piatra o poți lumina, dar ea nu permite luminii să treacă prin ea, în timp ce sticla îi permite vreme de sute și mii de ani să o traverseze. Les peintures sont déjà des lumières, bien sûr, mais le vitrail est une lumière encore plus forte. Et on compare souvent le vitrail à Marie. Picturile sunt deja o lumină în sine, dar vitralul e o lumină și mai puternică, de aceea adeseori sunt comparate cu Maria. Parce qu'on dit, de même que le soleil passe à travers le verre sans le briser, de même Marie a reçu la lumière divine sans être brisée. Pentru că așa cum sticla îi permite luminii să treacă prin ea fără să o sfarme, la fel și Maria a permis luminii divine să o pătrundă fără să fie sfărmată de ea. În Moyen-Âge, c'est toujours cette fascination du lien entre le matériau, son intégrité, on ne désintègre pas le matériau, au contraire, et en même temps, la réception de son contraire, qui est la lumière, considérée comme immatérielle, elle est un peu matérielle pour les physiciens, mais enfin, au Moyen-Âge, on considère qu'elle est le contraire de la matérialité lourde. În Evomed era foarte importantă această legătură între materialitate, material, dar în integralitatea lui, nu era privit ca disociat, și în partea cealaltă, opusul lui, lumina, care era privit ca imaterialitatea supremă. Alors, on comprend maintenant que à l'intérieur de la cathédrale, il y a un espace de lumière qui saisit tous ceux qui s'y trouvent et qui provoque donc cette fameuse illumination extérieure et intérieure. Așa înțelegem mai bine acest spațiu din interiorul catedralei, un spațiu de lumină care îi transfigurează pe cei care se află acolo și care provoacă acea iluminare atât interioară cât și exterioară. Alors c'est le travail des artistes que de contribuer à cette alchimie, de contribuer à cette transformation d'une réalité brute sans forme à
dans une réalité spirituelle, avec une forme cette fois-ci, une forme qui formate. Et tout cela est fait pour la célébration. Și în asta constă munca artiștilor, artizanilor, în a transforma o materialitate brută și fără formă într-o imaterialitate cu formă și care formatează în spiritul celebrării, al sărbătorii. S'il y a un rapport étroit entre ce qui se passe du point de vue artistique et ce qui se passe du point de vue mystique. Pentru că există un raport foarte strâns între ceea ce se petrece într-o perspectivă artistică și ceea ce se petrece într-o perspectivă mistică. Alors, pour parler comme au ménage, de même que la matière se laisse emporter par la lumière, de même l'humanité va se laisser emporter par la divinité qui est précisément célébrée dans les liturgies. Ca să vorbim în spiritul evului mediu, așa cum materialitatea se lasă dusă, preluată de lumină, la fel și oamenii se lasă duși, pătrunși de divinitate în sensul liturgic, în sensul liturgiei care se desfășoară în interiorul acestor catedrale. Pour ça qu'il faut toujours comprendre ces monuments dans leur action liturgique. Qui est précisément d'établir un lien entre les formes, l'extérieur et cette divinisation, un terme très utilisé en Orient, cette divinisation de l'être qui est pris évidemment par la sensibilité, mais en même temps qui s'ouvre à la théologalité, on pourrait dire, au mystère divin. De aceea trebuie privită întotdeauna aceste catedrale în acțiunea lor liturgică legată de acest sentiment al divinității care ține și de sensibilitate, dar care permite spiritului uman să se deschidă și spre această teologitate, să-i spunem, această primire, capacitate de întâlnire, de absorbție a spiritului divin. C'est pourquoi grâce à tous ces tout cet investissement artistique, on peut parler de performance, c'est-à-dire que ce qui est dit, ce qui est montré, se réalise. De aceea putem vorbi de o adevărată performanță în legătură cu aceste edificii, pentru că tot ceea ce se spune, ce se arată, se și petrece. Alors, il faut rentrer dans le détail maintenant de chacune de ces images, parce que il y a trois points de vue, sans doute. Il y a le point de vue de la célébration, de la liturgie, il y a le point de vue de l'enseignement, et puis il y a le point de vue de la jouissance mystique. Să intrăm acum în detaliu acestor imagini, care comportă trei paliere, să spunem. Le premier point de vue, c'est le point de vue esthétique, la beauté. Primul ar fi cel estetic al frumuseții, al doilea, nu, primul e liturgic, după aceea cel al învățăturii și cel al plăcerii, al esteticului. Alors, pour prolonger la fabrication et l'histoire du vitrail, les verres, bon, ce sont des verres, on l'a dit, à partir de silice, on a rajouté des oxydes métalliques pour qu'ils soient colorés, mais surtout, on va peindre sur les verres des traits noirs qui permettront de faire apparaître des visages, des personnages, des écritures et donc des messages. Pe aceste sticle din siliciu la care s-au adăugat, desigur, oxizi metalici ca să fie mai rezistenți, vor fi pictate anumite trăsături de condei, de pensule negre, în jurul cărora vor apărea figuri de personaje. Alors, cette grisaille est appliquée avec des pinceaux, soit un pinceau très épais pour les sourcils, soit des pinceaux très fins. Aceste zone gri sunt aplicate cu pensule fie foarte groase, fie foarte fine în zona aceea mai subțire. Sau des petites brosses pour faire comme une sorte de brunissement léger, une petite ombre. Sau cu mici periuțe pentru zonele de umbră. Et en fait, cette matière est un émail. De fapt, acest material e un email. Qui est recuit.
care e băgat din nou în cuptor. Sur le verre, de sorte que le verre se ramollit, l'émail, la peinture, on a rajouté l'émail fond. Astfel încât sticla se moaie, emailul se topește și sticla adere. Adere profondément au verre et résiste au temps. Și aderă profund una la cealaltă, rezistând astfel timpului. Alors du coup, le morceau de verre, la lumière, s'anime avec les personnages, avec des monuments, des constructions qui vont contribuer à raconter des histoires. Și iată cum sticla acestor vitralii se devine animată de personaje, de povești, de construcții care vor începe să depene la rândul lor povești. Et donc, vous voyez, dans la cathédrale, on raconte beaucoup d'histoires. On profite de ces images pour diffuser un savoir, bien sûr, mais surtout pour créer une ambiance intellectuelle qui est celle de l'Évangile, de la vie des apôtres, de la vie de l'Église, qui est rendue présente dans ce lieu. În catedrală se spun multe povești. Desigur, pornind în primul rând de la cele biblice, de la viața lui Isus, viața apostolilor. Alors, c'est la même chose dans les églises byzantines où l'emplacement des images est très ordonné. Același lucru se întâmplă și în bisericile bizantine, unde rânduirea imaginilor are o semnificație clară. Donc, are o logică. Dans le cœur, ce qui est dans la nef, ce qui est à gauche, côté nord, ce qui est à droite, ceea ce se află în naos, în pronaos, în altar, la stânga, la dreapta. Et une sorte d'inscription cosmique de ces messages en fonction du soleil qui se lève à l'est et qui signifie la résurrection, et du soleil, c'est une image évidemment, qui se couche à l'ouest et qui signifie la mort, l'Occident. E o întreagă simbolistică cosmică aici, desigur, pornind de la est, unde se ridică soarele, simbol al învierii, care se culcă în vest, desigur, simbol al morții. Dar, mais c'est une mort temporaire, passagère, comme les pharaons de l'Égypte, non, qui dans leur barque passaient leur nuit de l'autre côté. C'est une vieille histoire et c'est celle du cycle qui a constitué un joli thème de la francophonie exact. Il y a quelques années. Oui, tout à fait. Le cycle. Exact ca la veche egipteni, unde faraonul pleca noaptea la căderea nopții într-o barcă pentru a apărea în partea cealaltă odată cu ivirea soarelui în zorii unei noi zile. E un ciclu cosmic despre care am vorbit acum câțiva ani la o altă ediție a francophoniei. Ce cycle est évidemment très fort du point de vue spirituel, puisque on articule dans un mouvement circulaire le moment de la mort et le moment de la vie. E un ciclu extrem de important și o mișcare ciclică extrem de importantă din punct de vedere spiritual, pentru că se articulează în această mișcare cele două momente esențiale, viața și moartea. Alors, il y a toute une dynamique dans la façon de marcher à l'intérieur de la cathédrale, parce qu'on commence par la mort, le soleil couchant. E o dinamică întreagă a evoluției, a mersului în interiorul catedralei, pornind de la apus, din punctul morții. Donc, dans les églises de pèlerinage, les pèlerins arrivent le soir, à l'étape. În bisericile unde se fac pelerinaje, pelerinii ajung seara, la căderea nopții. On a souvent à l'ouest une image de la fin des temps, ou la fin du temps, plus exactement, c'est la finalité du temps, la parousie, qui est montrée. De aceea, în zona aceasta de vest, avem adesea reprezentată, fie în rozetă, fie în diferite picturi, sfârșitul timpului sau finalitatea timpului, parousia. Mais il faut pratiquer la cathédrale comme les moines ou les chanoines. À genoux. Alors, à genoux, oui, mais surtout la nuit. D'abord la nuit. Donc on rentre le soir et il y a toute une présence des moines pendant la nuit sous forme des offices, des ténèbres,
les offices de la nuit qui préparent le lever du soleil. De fapt, liturghiile nopții care pregătesc răsăritul soarelui sunt cele care însoțesc pe pelerinii care ajung și care încep cu adevărat acest pelerinaj la căderea nopții, însoțiți de călugări și de rugăciunile lor. Et donc, il faut être dans la cathédrale au moment où le soleil se lève. Pentru că trebuie să fii în catedrală în momentul în care soarele răsare. Parce que toutes les fenêtres qui sont situées à l'Orient, qui sont très nombreuses. Surtout le 21 juin, non? Et surtout le 21 juin, bien sûr, dans l'axe du solstice. Alors là, on a le meilleur rendu du soleil. J'y étais il y a 20 ans déjà. C'est un moment très important. Mai ales în momentul solstițiului, în momentul în care toate vitraliile estului, toate vitraliile răsăritului se aliniază în aceeași lumină. Alors toutes ces fenêtres qui s'épanouissent un peu comme une fleur en train de s'ouvrir avec tous ses pétales, se deschid ca o floare care își revarsă petalele una după altul. Accueille cette lumière qui est célébrée comme la lumière du matin de Pâques. Și aceste vitralii și prin ele pelerinii primesc lumina care e întâmpinată precum lumina din dimineața de Paști, dimineața învierii. Et c'est le chant des laudes, le chant de la louange, c'est le chant du matin de Pâques, et qui correspond effectivement à la liturgie des heures. Și atunci se aude cânturile de laudă ale dimineții. Et donc on va mettre dans cette partie rayonnante de l'édifice les thèmes les plus importants. Prin urmare, în această zonă strălucitoare a edificiului vor fi pictate temele cele mai importante. Avec une originalité à charte qui consiste à placer dans la fenêtre d'axe, la plus centrale, ici. O originalitate specifică catedralei din Chart, care constă în faptul că vitralul de axă, din axe, la mission des apôtres, central, acolo, la naissance de l'Église. Acolo e reprezentată misiunea apostolilor și nașterea bisericii. Et donc on voit les apôtres qui enseignent, qui baptisent et qui reçoivent le feu de l'Esprit à Pentecôte et qui vont donc exercer ce rayonnement évangélique dans le monde entier comme une grande mission ecclésiale. Și îi vedem pe apostoli primind acest foc sfânt, Duhul Sfânt, și învățând, botezând și mergând după aceea în întreaga lume pentru a răspândi această învățătură. C'est une originalité parce que souvent, dans les fenêtres orientales de l'axe, on mettait plutôt la naissance du Christ, la généalogie du Christ, donc le point de départ de l'Église. Et là, c'est plus le point de départ de l'Église. Oui, tout à fait. Il y a originalité la châtre, parce que d'habitude, dans cette fereastră, dans ce vitraliu extrême oriental de pe axă, se pictează genealogia lui Isus, nașterea lui. Ori la Chartres, avem nașterea bisericii, evidențiată astfel. Alors, ensuite, on prolonge cette mission des premiers apôtres par le récit alors, de certaines vies d'apôtres comme la vie de Saint Paul, la vie de Saint Simon et de Saint Jude, sans doute la vie de Saint Pierre, voilà les premiers apôtres. Apoi se prelungește această misiune la Chartres cu reprezentarea vieților unora din apostoli, Sfântul Petru, Pavel, Simon. Mais très vite, on complète ces premiers apôtres par les saints qui vont poursuivre l'activité fondatrice des apôtres. Și foarte repede, lângă acești apostoli, apar sfinții, care sunt cei ce vor continua misiunea apostolică. Et donc, on trouve les histoires de Saint Martin, les histoires de Saint Thomas Becket, les histoires de Saint Vincent, tous les saints qui vont jalonner l'histoire de l'Église et qui rendent effectivement la mission initiale toujours actuelle. Amen.
Vom avea astfel viețile sfinților Thomas Becket, Vincent, Martin și mulți alții, cei care au continuat misiunea apostolilor și au adus-o spre oameni. On profite des effets de symétrie dans la cathédrale. Donc, quand on regarde à gauche, on a une image symétrique à droite. Efectele de simetrie sunt foarte vizibile în catedrală. Când privești la stânga, ai o imagine în oglindă în dreapta. Par exemple, le vitrail qui raconte l'histoire de Constantin, l'empereur. De exemplu, vitraliul care spune povestea împăratului Constantin. Est mis en parallèle avec le vitrail qui raconte l'histoire de l'empereur Charlemagne. În partea cealaltă, în stânga, în oglindă, are vitraliul ce povestește viața împăratului Carol cel Mare. De même que on va mettre en parallèle les récits des martyrs qui sont plutôt du côté nord et les récits des confesseurs qui sont plutôt du côté sud. La fel, viețile martirilor care se află mai curând în partea nordică sunt simetrice cu viețile mărturisitorilor care sunt mai curând înspre sud. Mais alors au niveau du transept deux roses dont vous avez parlé. Avem două rozete la nivelul transeptului. Alors la rose septentrionale du nord, roza nordică, et rose méridionale du sud. Et on assiste à ce moment-là sur l'opposition entre le nord et le sud. Roza nordic, roza septentrională nordică și roza meridională sudică sunt puse astfel în valoare încât să se accentueze diferența dintre ele și complementaritatea lor, complementaritatea lor. C'est ça l'intérêt, c'est de pas simplement les opposer, mais de les rendre complémentaires. Ça c'est le cycle justement et en même temps une pensée beaucoup plus qui est celle des concordances. Tocmai, deci nu e doar diferența dintre ele, ci și complementaritatea, toate acestea țin de o gândire complexă a concordanțelor. Alors, dans la rose nord, on va privilégier le thème de l'Ancien Testament. În rozeta nordică se va privilegia tema Vechiului Testament. Avec le développement de tous les rois qui ont précédé le Christ et qui débouche sur la naissance de Marie. L'image centrale de la rose nord, c'est Sainte Anne qui tient dans ses bras Marie. Marie, cu toți regii care l-au precedat pe Iisus și care se încheie cu nașterea Mariei, deci cu Sfânta Ana ținând-o în brațe pe Maria. Et au sud, on reprend l'image de Marie, mais cette fois-ci Marie tient dans ses bras Jésus. Iar în sud revenim la imaginea Mariei, dar Maria îl ține în brațe de asta dată, ea însăși pe Iisus. La rose méridionale déploie l'apocalypse, la splendeur du mystère révélé. Și rozeta sudică desfășoară apocalipsa, deci splendoarea misterului revelat. Ce qui était dans l'ombre, voilé, se trouve dans la lumière, révélé. Ceea ce era învăluit în umbră se află acum în lumină revelat. Alors, on dit beaucoup, par exemple, ce que Moïse a voilé, quod Moises velat, Christus revelat. On joue sur le mot du voile et de la révélation. Cum se spune, ceea ce Moise a învăluit, Iisus a dezvăluit, jucându-ne asupra acestor prefixe din jurul luminii. Până la urmă. Dans les grandes ancêtres qui sont sous la rose nord, on loge quatre grandes figures de l'Ancien Testament. Sub rozeta nordică apar patru mari figuri din Vechiul Testament, donc, în vitralii. Deux prêtres, Aaron, Melchisedec. Cei doi preoți, Aaron și Melchisedec. Et deux rois, David et Salomon. Și doi regi, David și Solomon. C'est tout le problème du Moyen-Âge, la royauté des sacerdotes. Întreaga problema a evului mediu se regăsește aici, regalitatea și sacerdoțiu. Et sous la rose sud, și sub rozeta sudică, grandes figures aussi, mais complétées par quatre petites figures. Il s'agit de quatre géants,
Avem din nou patru figuri mari, dar completate de patru mai mici. Vorba de patru uriași. Géants sont les prophètes. Profeții. Isaïe. Ieremia. Daniel. Et Ézéchiel. Și Ézéchiel. Donc, l'Ancien Testament, ce sont des grandes figures, tellement ils ont exploré, attendu le mystère. Sunt reprezentate ca mari figuri, într-așa măsură au așteptat revelarea misterului. Mais chaque grand personnage donc de l'Ancien Testament porte sur ses épaules un petit personnage qui est un évangéliste du Nouveau Testament. Dar fiecare din aceste patru personaje mari poartă pe umerii săi patru personaje mai mici, care sunt cei patru evangeliști ai Noului Testament. Isaïe porte Matthieu. Isaïe îl poartă pe Matei. Jérémie porte Saint-Luc. Ieremia pe Luca. Ézéchiel porte Saint-Jean. Ézéchiel pe Ioan. Et Daniel porte Saint-Marc. Și Daniel pe Marc. Et il y a un adage commenté à Chartres par les intellectuels de Chartres, on a les textes, qui dit « Nous sommes comme des nains juchés sur les épaules des géants. Nous voyons plus loin qu'eux, mais sans eux, on ne verrait rien. » Și e un adagiu care spune: suntem niște pitici cocoțați pe umerii uriașilor, vedem mai departe decât ei, dar fără ei nu am exista. Merci infiniment, monsieur le professeur. On vous écoutera jusqu'à la nuit tombante et on reprendra cette discussion dans l'émission suivante. Merci infiniment, vă mulțumim și noastră. Nu ne oprim aici, vom continua această fascinantă emisiune. În următoarea emisiune vă dăm deci întâlnire la următorul Atanor Cultural. La revedere!